familia de Alexei. Prima dată am văzut o poză cu Virginia Zean și cu semnătura și de desubt scria cu respect și gratitudine la preasfințitul Toria Alexandru. În 1971, întorcându-se către casă, tatăl doamnei Virginia, într-un accident în Iugoslavia, a murit. Dânsa a venit de la Roma, l-a adus în țară, a venit și Nicola, a fost o mormântare a noastră vostru. Era foarte multă lume și împânzită de securitate. Dacă vă veți uita unii dintre dumneavoastră, aveți cartea cardinalul Alexandru Toria în activele securității, veți găsi tot ceea ce a scris securitatea la data respectivă, toate rapoartele făcute sunt acolo, trecute. Este foarte interesant. Îl descriu inclusiv pe Nicola Rosa Remeni și îl descriu inclusiv pe Marea Cântăreață Virginia Zean. Și spun, nu știm ce a vorbit, pentru că a vorbit în limba italiană. Știu că și-a dorit să se reîntoarcă în țară și Alexandru la fel știe și el a dorit ca să împlinească această dorință. Soțul dânsei, Nicola Rosa Remeni, își doarme somnul la Roma, alături de părinții dânsului, în cimitul Campomerano. A plecat din țară în 47. Și a făcut o carieră extraordinară. Și a început și a debutat cu Traviata, la Traviata. Și este singura soprană și unica până la ora actuală care a cântat Traviata de 648 de ori. Nu dânsa și le-a numărat, au fost alții. Toate reprezentațiile. Cred că este unica soprană care a interpretat 72 de roluri. A fost familia care nu a creat scandalul, cât erau soț și soție și mari interpreți. Și jurnalele încercau de asta plimbe de scandal, pentru că erau și unul și celălalt în operă și niciodată nu vezi găsi cancanul despre lui. Vedeți-mi cu adevărat cei care ne reprezintă și cu care niciodată nu ne este rușine. Îmi scria cineva astăzi, Virginia Zeani a fost de o simplitate aristocratică. Dacă veți vedea pozele dânsei și în același timp de o noblețe regală. Și este adevărat. Am văzut acesta. Și în același timp a fost de o generozitate, cu totul ieșită din comun. Alessandro știe foarte bine câtă lume a călcat pragul casei. Iar Virginia și Nicola au fost mereu disponibili, câteodată chiar lăsându-l deoparte ca Alexandru. Știți, sunt mari de personalități care adesea nu reușim să înțelegem atât cât trăiesc și apoi realizăm că s-au dus de lângă noi și că nu mai sunt. Ați auzit-o înainte de a începe acest mic parastas? I-ați auzit rupcea? Îi vedem, i-au rămas pozele. Iar acum își va dormi somnul în Solovostru. Eu m-am întrebat odată când am scris Cerule și cu harul tău ai voit a să dea lui toată puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor ca să fie legate în cercurile de dânsul sau legate și tot așa să fie dezlegate în cercurile de dânsul sau dezlegate pe pământ. Cel ce prin negrăită iubirea ta de oameni ne-ai vrăgit pe noi smeriții și nevrăgii robii tăi să fim moștenitorii
puterii cele date Lui, ca și noi tot așa să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă într-un poporul Tău. Însuți prea bunule Părante, prin mine umilitul și nevrănicul robul Tău, iartă servei Tale, Virginia, orice a greșit în această viață ca om și lasă ei câte a păcătuit cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-i legătura pusă în orice chip asupra ei, cu care ea însăși din nevoie, ori din oricare altă pricină pe sine s-a legat, sau de la rău, sau de la altcineva prin lucrarea celui rău, a suferit vreo astfel de alunecare. Binevoiește celălalt ce singur ești bun și mult înurat, ca sufletul ei să se așeze cu sfinții care din veac bine ți-au plăcut, iar trupul să se dea fericele zidite de tine, că bine ești cântat și preamărit în vecii vecilor.